Picioarele. Picioarele nu au prea mare importanță, le spunem noi, în corpul omenesc, căci de la cap la gleznie e distanță și prea de tot ele se murdăresc. Fără picioare omul jumătate, oricâte ar fi de abilă privirea, fără picioare în lume nu se poate, iar de lipsesc te apasă chinuirea. Cu ele aleargă omul după pâine și tot cu ele merge la plimbare. Ce minunat! Și ieri, și azi, și mâine, suntem mereu continuu în mișcare. Distanțe lungi piciorul tău străbate, chiar mii de kilometri uimitori, aceste două prelungiri din spate îi duc pe oameni până când ei mor. Pe trotuare bine aranjate, dar și pe dealuri, și pe văi cu tină, însă piciorul sănătos străbate și la întuneric, și când e lumină. Și pe zăpadă se cunoaște urma, dar și prin pietre toate însângerate, când cel sărac desculț conduce turma, cu a lui picioare toate zgâriate. Picioarele, să știi, ți-s dăruite, să mergi cu ele unde tu dorești, dar nu uita, sunt și cărări oprite, pe care ai scris nici când să nu pășești. Că Solomon, alesul și înțeleptul, ne arată clar cărarea desfrânării, pe care au mers cu stângul și cu dreptul cei neîncercați în beznele pierzării. Că-i blestemat piciorul care aleargă, să verse sânge săvârșind omorul, și cel ascuns ce gata stă să spargă și prin hoții să ajungă la favoruri. Nu pentru goană spanică de șartă ne-au fost plantați aceștia doi piloni, noi să alergăm, iar ceilalți se ceartă când am ieșit noi primii campioni. Nu, dragul meu, nu pentru aceasta piciorul tău genunchiul și-l îndoaie, nu să-ți lovești copiii și nevasta, ci să te rogi, mânia să se moaie. Căci Dumnezeu putea să te smerească, de-ar fi voit să te târăști ca râma, dar El a vrut ca să te împodobească cu mes regesc, frumos de toată stima. Că stabilit pe aceste tari suporturi, te urci cu sacul până sus la moară, că au fost create și pentru eforturi și să reziste și la frig afară. Pe care drumuri pasul tău coboară? Știi, cineva spre Erihon s-a dus, dar cereți veniră să-l omoare, și aceasta fiindcă nu mergea în sus. Însă profetul frumos le zărește picioarele care duc mesaje sfinte, sus peste munți și dealuri le zărește, mergând spre țintă numai înainte. E și frumos să calci ofițerește, cu capul sus și pasul încordat, când știi că-și Duhul Sfânt te însoțește și de rușine în luptă nu ești dat. Să te întorci înapoi din bătălie, nu e frumos să fii descurajat, că-și Dumnezeu îl strigă pe Ilie, din peșteră afară l-a chemat. Păzește-n pasul pe a ta cărare, piciorul meu nici când să nu se abată, se roagă David cu înflăcărare, văzând înainte calea iluminată. Și calea aceasta este ca o punte și lunecoasă și îngustă tare, de aici de jos și până sus pe munte, dar cel viteaz o trece în picioare. Și dacă Petru a pășit pe ape, de ce ți-e frică să calci pe uscat? Nu poate oare Domnul să te scape când nu mai poți și ești descurajat? Când Moise prin adâncurile mării a mers pe ape ca pe calea dreaptă, încrede-te în brațul îndurării, căci fericirea veșnică te așteaptă. De ești olog, nu sta pe pat acasă, căci vindecarea acolo nu primești. Vino și stai la poarta cea frumoasă, căci cu Iisus aici te întâlnești. Nu sta pe țărm, pe malul mântuirii, ca Ezechiel pătrunde până la brâu, căci de sub tronul sfânt al nemuririi se varsă harul veșnic ca un râu. Până la glezne ai numai credința, până la genunchi nădejdea învierii, dar dragostea cuprinde toată ființa în râul sfânt al binecuvântării. Iisus te întreabă, vrei să te faci bine? El nu îți cere nici o doctorie, un singur da așteaptă de la tine și vei simți mereu puterea lui cea vie. Mergi deci înainte tare prin credință, să nu te temi de Goliat cel mare, căci Dumnezeu îți toarnă biruință și atunci în luptă tu vei fi mai tare. Chiar de-au avut picioarele rănite și în grei butuci în temnițe legate, dar Dumnezeu lumină le trimite și pe ai lui din temniță îi scoate.
Ei au strigat în mâini și în picioare să bată cuie Domnului Iisus. Durerea lui era nespus de mare când pe o cruce răstignit l-au pus. Atunci cerul a depus valoarea să dovedească nevinovăția. La lui picioare poți primi iertarea și dreptul sfânt de a moșteni vecia. De nu era străpus el pentru tine, piciorul tău în rai n-ar fi pășit, dar uită-te iubirea lui creștine, prin strop de sânge el ți-a dovedit. El a răbdat batjocura durerea, ca tu și eu de ghenă să scăpăm, atunci în ziua când va fi tăcerea, iar după aceea veșnic să cântăm. Că și Iisus, în urma suferinței, a fost de Tatăl binecuvântat, primind un nume mai presus ca sfinții, căci el puterea morții a răbdat și a biruit năpârca cea grozavă și ne-a dat dreptul să pășim și noi peste năpârci și șerpi cu o travă, dar niciodată să nu dăm înapoi. Și vreau să spun, nu-i vorba de balauri pe care noi cu pasul îi strivim. E adevărat, și David vede tauri, dar aceștia trebuie să știm. Căci după noi e o lume uriașă, cu înfățișeri de tigri și pantere. Acestea durle ce au căzut vrăjmașă, dar contra lor Iisus ne dă putere. Aici e luptă, nu e jucărie, căci uriașii poartă și săgeți. Și omul știop, adesea nici nu știe, dar nu piciorul care îl vedeți. Scriptura spune râvna vestitoare, e încălțămintea pasului subtil. Poți sta pe loc și ești în alergare, fiind plin de râvnă, sincer și umil. Dar dacă vai, te-a prins anchilozarea, când știi să cânti și să recizi să spui, pe undeva pătrunsa tulburarea, e o săgeată a vrăjmașului. Câți nu și-au prins picioarele în capcane, că-și păsărarul e foarte iscusit, el se preface că-ți aduce hrană, dar și paharul ți l-a pregătit. Și păsărica piciorușul își frânge și-ar vrea să zboare, însă nu mai poate. Așa satana duhurilor îl stinge, cu băuturi alese aromate. Cât n-ar dori să urce înălțimea și crestele pe care odată au stat, ca să-i audă predicând mulțimea, dar necredința în vale i-a îngropat. Tu vii la templu, dai și zeciuială și mai postești, mă rog, ești ordonat. Tu nu ești vameș plin de îndoială, să plângi merit cu capul aplecat. Tu nu ești fals, doar ești vorbit de bine și aplaudat în mod spectaculos. Câți n-au trecut să creadă ca și tine un nou botez pentru Iisus Hristos? Tu nu ești lup, că n-ai patru picioare, chiar dacă stai în piei de oi ascuns, doar frații văd, smerirea ta e mare, pe din afară părul ți l-ai tuns. Acesta e vântul rece care îngheață, să nu poți merge numai cu patine, pe aceeași baltă întreaga ta viață, fără să învingi în lupta ta creștine. Ce ornamente, ce sculpturi ciudate, picioarele cu talpă unghiulară, cu degete perfect numerotate, cu oase tarci de la brâu coboară, perfect sudate parcă prin inele, cu brâu, genunchi, la glezne degetații, iar măduva e forța dintre ele, ce unifică în spirală frații. Pe stânca tare ce ascunde lava, se întinde glia, forța musculară, iar râurile vieții în toată slava, se văd albastre prin țesut afară. A noastră eră culminează firea în construirea de aparate fine, dar n-am văzut în toată omenirea un aparat să iasă de la sine. Și ne întrebăm, dar cine e zidarul? Căci întâmplarea casă nu zidește, chiar de a avea și piatra, și mortarul, doar de la sine nu se alcătuiește. Nu poți să crezi că Domnul-i Creatorul, doar de nu vrei, dar n-ai motiv să spui. Că-și te osândește mâna și piciorul, că ce le spun înțelepciunea lui. De ce nu vrei să-i preamărești iubirea, să te închini, să-i mulțumești ferbinte, că în Dumnezeu avem întipărirea, iar mersul nostru numai înainte. Amin.